Salut! Eu sunt Olivian Preda. Mă ocup de marketingul pe internet la modul general și în mod particular fac uzabilitate, SEO și realizare de site-uri pe WordPress. Astea sunt cele trei lucruri ale mele. Cea mai mare competență de până acum am avut-o pe SEO și cea mai mare experiență. Vă e familiar termenul de SEO? Știe cineva ce e SEO? Search Engine Optimization. Și la ce se referă? Puteți să vorbim, nu știu. Îmbunătățirea rezultatelor organice, adică apariția în rezultatele organice. Da, e perfect. Deci, în principiu, SEO înseamnă, eu când mă duc la Google și caut ce vreți voi, apar anumite site-uri. SEO se ocupă să facă în așa fel încât anumite site-uri să fie mai bine poziționate decât altele. Și optimizare înseamnă că duci procesul până la capăt și tot perfecționezi. SEO în principal se referă la cum faci ca un site să apare mai sus în motoarele de căutare și pentru că cel mai folosit motor de căutare internațional e Google, iar în România se apropie de 100% folosirea lui, în principal oamenii optimizează site-uri pentru Google. Dar nu numai și vom discuta și despre asta. La început, acum când a început SEO, deci Google e pe piață de prin 97 și prin perioada respectivă a început să facă SEO. Dar mai intens a început să se facă SEO după 2000 și lucrurile au tot evoluat. Și în prezent, ca să faci SEO, nu trebuie să mai știi, să știi exclusiv cum optimizezi un site pentru Google. Trebuie să ai idei și despre alte lucruri, de genul. Cum faci conținut pe site, cum te promovezi pe rețelele sociale. Sunt alte elemente. Și un tip care se percepe foarte bine la SEO se cheamă Rand Fishkin. Rand Fishkin e la Moz. Și el zice că, în principiu, SEO-iștii buni ar trebui să fie, se cheamă T-shaped. Adică zice așa. Trebuie să știi foarte bine SEO și să intri în profunzim și să fii foarte bun în domeniul tău, dar trebuie să știi, în general, internet marketing. Deci dacă vrei să faci SEO de calitate, ar trebui să ai o idee bună și despre internet marketing. Așa că, eu aș vrea să ne cunoaștem, dar probabil voi deja vă știți și cumva ar fi irelevant. Și o să vă propun... Astea sunt temele pe care le vom aborda astăzi. Și v-aș invita pe fiecare dintre voi să-mi puneți o întrebare și eu o să vă zic dacă este răspuns aici sau dacă nu, o să vă îndrum cât de puțin pot, cât de... într-un timp foarte scurt, o să vă îndrum la fiecare... la... și... pentru întrebarea respectivă, dacă nu o tratez în termenele de aici. Și dacă aveți întrebări pe tema SEO. Așa. Cum te poți ranca pe primele locuri la un cuvânt cheie popular, unde deja sunt alții pe lângă multă primele locuri? Întrebarea ta are două părți. Odată e ce determină ca un site să fie sus în Google, și a doua e ce face ca un site să fie mai sus decât altul. Dar în principiu e tot întrebarea asta, dar mai dificilă. Deci în principiu, când o să vorbesc despre asta, o să încerc să răspund la întrebare. Cum ai învățat eu? Cum am învățat eu? Numai puțin. Am pe undeva pe aici, dar nu e aici. Ce am făcut eu? Am lucrat la o firmă de internet marketing, după aceea la încă una, după aceea am devenit freelancer. Și prima dată când am auzit despre SEO, a venit șeful meu la momentul respectiv la mine și m-a zis: Olivian, vrei să faci SEO? Eu aveam o altă poziție în firmă, era în 2007. Și am zis, da, dar nu mă auzim niciodată de acel termen. Habar n-aveam, nu știam și efectiv ce înseamnă, dar era o situație mai delicată acolo. M-am întrebat, vrei să faci SEO? Da. Și așa am început să învăț SEO. Și ulterior am tot învățat. Și când am început eu să citesc, era o piață destul de mică. Ulterior s-a tot dezvoltat și a devenit din ce în ce mai cunoscut. Și dacă mă întreb în ideea în care vrei și tu să înveți, am pe ultimul punct din prezentare, o să fie pe tema cum înveți SEO. Cum reclami un site care face black SEO? Ok. Prima parte a prezentării, aici vorbim despre generalități, prima parte a prezentării va fi despre link-uri și a doua despre on-page. Astea sunt cele mai mari pe tema SEO.
întrebarea ta e foarte tehnică și foarte punctuală. Intri în Google Master Tools și ai acolo un tool. Sau cauți la Google. How to... nu știu care e termenul. How to... cum să reclam, nu știu. How to report. How to report în Google to... Și o să găsești printre rezultate, o să găsești un link care să te ducă la Google. E un proces simplu. Legat de eficacitatea lui, trebuie ca foarte mulți oameni, de pe foarte multe IP-uri, să reclame lucrul respectiv. Și dacă te gândești cumva... A, uite, e o chestie interesantă. Oamenii când se gândesc la Google, se gândesc că, dom'le, hai să-l păcălesc. Și să zicem că eu am un concurent și face niște lucruri mai dubioase. Și eu zic, hai să reclam la Google site-ul respectiv. Și în metoda respectivă, Google o să dea site-ul jos sau o să facă ceva. Dar la Google lucrează niște oameni foarte inteligenți, una din cele mai mari companii din lume. În opinia mea, tehnologia din spatele Google e cea mai avansată din lume. Și dacă ți închipui că poți să-l păcălești ușor, cred că în opinia mea te înșel. Și legat de chestia asta, ce mă aștept eu ca să se întâmple e, chiar dacă reclami tu, să nu ai un efect imediat. Poate eventual Google se uită, dar de obicei o singură cerere probabil va fi ignorată. Și atunci te gândești, ok, dacă eu n-am reușit cu un singur cont, hai să încerc să falsific lucrurile și să fac niște conturi. Ei, și aici intervine Google, care știe, poate să uită la istoricul conturilor și să facă asta în mod automat și să vadă, ok, site-ul ăsta a făcut șmecherii sau nu, dar cine l-a raportat? Sunt 10 oameni care tocmai 9 dintre ei și-au făcut conturi foarte recent, nu au nicio altă activitate în Google și brusc s-au apărcat să reporteze site-ul ăsta. Și probabil cererea va fi ignorată. Ca să dau și partea bună a lucrurilor, există posibilitatea ca Google să ia în considerare întrebarea ta și să încerce să facă ceva. Dar probabilitatea e destul de mică. Prezentarea mea de astăzi nu va fi despre cum rezolvi probleme punctuale. Asta e o chestie foarte punctuală și nu va fi pe tema asta. Îți mulțumesc de întrebare, m-a ajutat să rămânesc niște lucruri. Dar sunt niște lucruri care, dacă nu le faci, în opinia mea le uiți. Și atunci o să evit să vorbesc despre aspectele acestea. Eu am structurat prezentarea să primești și feedback la voi și întrebări și nu știu ce. Vă ajută pe voi. Deci, în principal, e un proces prin care e mai util pentru voi să învățați. Asta e scopul principal. Dacă vreți să mai puneți întrebări. E legal SEO, având în vedere algoritmul Google, pentru că știți tot felul de controverse legate de cât ar fi de legal sau nu. Adică știu că în mod normal nu ai voie să manipulezi neapărat ranking-ul în motorul de căutare și aș vrea să știu opinia ta de asta. Ok. Sunt niște lucruri care sunt clar ilegale pe internet. Pornografia infantilă, să vinzi medicamente pe internet, să faci terorism și nu știu, poți să faci, sunt oameni care descriu cum faci o bombă atomică, nu știu. Sunt niște lucruri care sunt clar de interzis. Apoi, la Google, există trei aspecte. White hat, grey hat și black hat. White hat înseamnă că, zice Google, domnule, eu sunt Google și eu vă spun vouă cum ar trebui să vă promovați site-ul. Și dacă îndepliniți 100% acele criterii, înseamnă că sunteți white hat. Black hat înseamnă eu sunt Google și vă spun ce să faceți și voi să faceți absolut orice vă trece prin cap, numai să nu mă ascultați și să faceți cum vreți voi și să încercați să mă șmecheriți. Dar total împotriva practicilor Google. Și între ele se află grey hat, care e undeva la mijloc. Acum, white hat avea Rand Fish când era o întrebare, cum obții link-uri? Era o întrebare în 2007. Cât e un video? Și l-au întrebat pe el și a zis, cum obții link-uri? Și zice, domnule, dacă te întrebi pe Google, el o să zică să faci site-ul și trimiți un e-mail la niște prieteni. Și dacă ai făcut asta, cam aici se oprește ce spune Google. Și fă asta în continuare. Scrie un blog, fă site-ul în continuare, dezvoltă produse, pune site-ul în semnătura e-mail și trimite niște e-mail-uri. Și cam aici se oprește. Îți mai spune niște lucruri. În principal îți spune să îți faci conținut. Acum nu, da. E un punct aici care, dacă îl divulg, nu mai are sens întrebarea care e la punctul respectiv.
În principiu, ce spune Google este să-ți faci un site, să-ți faci un blog, să faci niște rețele sociale și să promovezi lucrurile alea în cercul tău de prieteni. Și cu timpul natural și organic vei crește. Cam la asta se rezumă promovarea conform Google. Și asta e totally white. Ce spun SEO-iștii este, ok, hai să facem conținutul. Hai să încercăm să convingem oamenii să ne dea link-uri. Ok, am făcut niște rețele sociale, dar hai să postăm și noi prin niște lucruri care sunt relevante și care ajută în context. Și în principal să întrebi oamenii, nu vreți să dați un link către mine? Sau te apuci și faci conținut special pentru Google. Nu faci site-ul că, domnule, am eu un mesaj de, de spus și am ceva de transmis. Nu, fac un site special pentru a obține poziționări bune în motoarele de căutare. Și astea sunt ambele white. Pe partea cu Black Hat, lista e nesfârșită. În principal, comentarii spam pe bloguri. Adică intri pe 100 de bloguri și lași 1000 de comentarii și obții link-uri către tine. Intri pe formă, dar poți să intri manual și să faci tu un cont și să pui link-uri. Sau poți să folosești un program care să spargă site-ul și să pună link-ul semnătură. Legat de spar site-ul, sunt programe care intră din link în link și aplică același procedeu. Și la 100 de site-uri, două dintre ele au o vulnerabilitate. Și în mod automat site-urile alea sunt sparte și eu pot să-mi pun link pe site-ul respectiv. Poți să trimit e-mail în masă. Iau o bază de date, trimit câteva milioane de e-mail-uri și pun link-uri către mine. Mă rog, și lista cu Black Hat e foarte mare, nu e necesar să vă dau neapărat idei creative cu partea asta. Undeva între cele două este Grey Hat. Și e undeva la mijloc între se întâlnesc. Și acum întrebarea dacă e legal. E o întrebare foarte bună, pentru că sunt mulți în SEO care spun, domnule, eu nu fac SEO cu Black Hat, pentru că e cumva împotriva practicilor Google. Dar Black Hat poate să fie legal, dacă îi spargi omului site-ul ăla e ilegal, dar dacă postezi comentarii pe bloguri în masă. E așa, dacă mă înscriu în directoare web. Și Black Hat poate să fie perfect legal, dar împotriva practicilor Google. Și atunci e undeva la limită. M-am trezit că e alt slide, nu știu ce o să trec mai departe. Vă invit dacă aveți întrebări să-mi spuneți. În planul meu, ca coase, nu pot să pot vorbi cu tot, dar n-am reușit acest aspect. Dar dacă aveți întrebări, vă invit să mi le puneți. Voi avea 5 părți ale prezentării. După primele două o să fie o pauză, după următoarele două o altă pauză și la sfârșit... Așa. Hai să ne mai întoarcem un pic aici. În primul rând o să vă zic niște aspecte generale despre SEO. Apoi o să vă zic despre cele mai importante elemente pentru SEO, anume link-urile. Apoi vorbesc aici despre cum îți faci site-ul, on-page. Vorbesc aici despre al doilea cel mai important motor de căutare din lume. Și la sfârșit niște takeaways care nu sunt neapărat concluzia ce am spus înainte, ci niște lucruri practice de aplicat. Ok. Era o întrebare mai devreme, cum am învățat eu. Am lucrat inițial la Cratim, o companie de web design, după aia am fost o perioadă freelancer, după aia la Webvertise și după Webvertise am fost freelancer. În principiu fac audituri de site-uri pentru SEO și uzabilitate și fac realizez site-uri pe WordPress. În CV te apuci și scrii, uite, am făcut asta, am făcut asta. Și de obicei te apuci și listezi, uite, am făcut următoarele lucruri. Și eu am citit sfatul ăsta undeva și ulterior l-am văzut din ce în ce mai mult aplicat. Vă îndemn când vă faceți CV-ul să aveți la orice rubrică scrieți am făcut asta, să puneți și o chestie cu performanță, anume ce am făcut și mai deosebit. Și eu consider că am făcut de când am devenit freelancer următoarele lucruri. Că am confundat lumea SEO pe PC, care are o serie de întâlniri pe tema promovării pe internet și a avut 94 de întâlniri și am făcut niște chestii cu el. Dacă vă interesează, găsiți pe site. Sunt coautor la o carte, am niște bloguri și e o competiție pentru comerț electronic, gala premiilor e-commerce, GPEC, și am fost membru în juriu. În prezentare o să vorbim mult despre meta. Există și în SEO o chestie care se cheamă meta keywords, meta description și meta titles. Asta nu are nicio legătură cu chestia asta. În principiu, orice faci în viață e un proces. Treci de la starea A la starea B. Și meta înseamnă să te uiți dintr-o perspectivă externă la procesul respectiv. Mai meta decât meta este să te uiți la meta în sine. Adică ăsta trece la un proces, ăsta e meta și acum ne uităm la meta.
De ce e important aspectul ăsta? Există o tendință și asta vreau să fac, să nu iau în tendința asta în prezentări pe tema promovării. Deci de la starea la starea B și ne focusăm pe partele astea. Și o să încerc să vă arăt de ce-ul din spatele lor. Și o să fie un concept pe care să-l folosesc. Două meta de început. Dave Carnegie are o carte despre cum să faci prieteni și să influențezi oameni. Și zice în ea că dacă ai de susținut o prezentare, trebuie să ai două lucruri. Să ai încredere în tine, și mie lipsește destul de mult încrederea în mine, dar el spune acolo că poți să fii auto-induc. N-am reușit. Și a doua, că vrei tu să spui ceva și ai un mesaj de transmis. Și asta mă caracterizează și de asta am venit să vă țin prezentarea. Și un alt aspect, e o carte care se cheamă Principles of Economics. Și e scrisă de Ben Bernanke, care a condus Federal Reserve o perioadă destul de însemnată. Și el trebuia să descrie pentru studenți ce înseamnă principiile de economie. Și a zis așa, domnule, când oamenii vor să facă o asemenea acțiune, listează absolut toate principiile pe care le poți avea în economie. Și îți dau toate definițiile posibile și intră într-o scurtă descriere. Și la sfârșitul anului ai vagă idee despre foarte multe concepte și o înțelegere aprofundată despre foarte puține. Și el zice că abordarea e greșită și mult mai productiv ar fi să alegi din toate conceptele, pentru că tu știi în domeniu să alegi niște lucruri care sunt mai importante și să intri în niște profunzimi. Și asta o să încerc eu să fac, cu riscul de a nu prezenta toate conceptele din SEO. Cel mai popular motor de căutare este Google. Care e al doilea? YouTube. Da, YouTube. Mă rog, ideea e că la un dat aici am făcut semn că zice cineva Bing, o să-i zic că nu e Bing, după aia să zic că e YouTube. Dar a ieșit foarte bine, a zis din prima YouTube. Ok. Bun. Care e scopul acestei observații? Pe locul întâi în lume este Google și are undeva o piață la nivel mondial pe la 60-70 pe acolo, prin zona aia, poate 80%. În România are aproape de 100%. Dar chestia e că și motorul de pe locul 2 YouTube ține tot de Google. Și atunci avem o piață care e dominată de un jucător și locul 2 aparține și lui jucător. Și spune ceva despre industria asta. Bun. Dacă te duci la Google și cauți SEO, obții niște rezultate. Nu sunt acolo. Dar pe pagina 2, undeva pe aici mai erau câteva, apare și evenimentul pe care îl co-organizez. Ăsta e un URL. Ăsta e un URL, te duci la Google, scrii ceva, obții un link. Ăla e linkul care îl cauți cu Google. Dacă puneți chestia asta AND PWS egal cu 0, mai puțin tehnic de atât, nu pot să vă zic. Deci dacă puneți chestia asta, deci ce se întâmplă? Eu mă duc la Google și sunt logat în Gmail, am Google Plus, am un cont de YouTube și la un moment dat mă apuc și caut SEO. Google o să te uită la tot istoricul meu și o să vadă, a, tu te ocupi de lumea SEO pe PC? Bun. El vede că intru foarte frecvent pe lumea SEO pe PC și caut pe tema SEO. Mă rog, am o legătură și o afinitate cu domeniul respectiv. El nu o să-mi afișeze rezultatul aici. Poate să-mi afișeze chiar pe prima pagină, chiar în primele rezultate, pentru că el vede că sunt logat. Și atunci, dacă pun PWS, crește probabilitatea ca Google să-mi arate rezultatele cum le afișa unei alte persoane. Și mai bine de atât este să, în Chrome, puteți deschide Private Incognito. În Internet Explorer, Firefox și Opera e Private Browsing sau o denumire similară. Deschideți o sesiune de genul acela și căutați așa. Altfel, rezultatele vor fi diferențiate. Adică voi puteți să vedeți ceva și vedeți pe primul loc și uite, îți dau un link. Și persoana respectivă face click pe link, nu vede primul, vede că e pe locul 3. Și dacă puneți parametrul ăsta, în principiu, vă taie din personalizare, dar nu e 100%. E pe acolo. Ăsta e un parametru care vă zice că, deci, Google poate să fie google.com, google.ro, .jp, .de, o grămadă de domenii. În afară de asta există limba. Deci eu pot să fiu pe google.com afișat în limba română. Și atunci, ca să evit orice altfel de interpretări, am intrat pe Google în România, cu rezultate în română, cu personalizare, ăsta e query-ul ce am tastat eu, și aici să înceapă de pe pagina 2. Bun. Ce face ca noi să fim aici și... Hai să nu zic de competiție. Hai să zicem SEO Chat, care este internațional și nu are nicio legătură cu noi. Ce face ca noi să fim aici și SEO Chat să fie aici? Relevanță. Dar clima, link-uri. Stai că aici trebuie să faci. Deci, relevanță, vechime, link-uri. De vechime n-am absolut nimic. N-am aproape nimic de vechime.
Deci, domeniu. Ăsta e relevanță, ăsta e vechime, apoi avem link-uri. Așa. Cuvintele din componenta site-ului deschide. Cuvintele. Content. Accesări. Uite, asta e o chestie foarte tare. O să vă întreb la slide-ul următor pe tema asta. E o chestie foarte tare. Deci, ce face ca site-ul ăsta să fie aici și site-ul ăsta să fie aici? Sunt ok tot ce s-a spus până acum, absolut toate sunt ok. Mai caut un singur factor. Poți? Da, contează limba, contează că eu acum am căutat în Google în România rezultate în română și mă favorizează, el știe că e un site din România. Și chiar dacă ăsta e mai relevant pe plan internațional și îl afișează mai sus, mă avantajează că eu am site-ul în română și mă adresez pieței din România, da, contează, dar nu e cel mai important. Nu e autoritate? Contează, e la vechime. Sigur știți, sigur, cred că toată lumea știe. Nu, toată lumea știe. Pentru că e chat, de fapt, adică oamenii vorbesc acolo și sunt foarte activi. Da, asta ține de content, Google vede că tu ai un site și că eventual comentează. Dar legat de activ, ce înțelegi prin activ? De fapt, e SEO chat, deci probabil se vorbe, e un fel de forum și content mult. Câte active ai fost pe pagina respectivă? Deci, pe pagina. Asta e cumva legat de accesări. Și o să revenim la punctul ăsta care a fost foarte bun. Are legătură cu SEO chat și cu popularitate. Sharing? Da, rețele sociale. Deci, ca un site să fie mai jos sau mai sus în motoarele de căutare, e dat de astea patru criterii. Ideea e așa. Eu sunt Google și am un algoritm. Și algoritmul ăla mi-aduce mie venit. Eu am tot interesul să-l fac cât mai obscur și să nu spun SEO-iștilor cum să-și facă treaba ca să mă manipuleze. Pentru că toți vor avea tendința să mă manipuleze cât mai mult. Și Google spune niște lucruri și îți dă niște bune practici, dar în principiu nu spune care e algoritmul și de ce ești tu pe 10 și de ce e ăla pe 2. Nu lămurește răspunsul la întrebarea respectivă. Și atunci oamenii din SEO fac încercări și unii zic, domne, am făcut asta de zile, ne-a mers, înseamnă că e o practică bună. Și cei de la Moz.com fac un sondaj bianual, odată la 2 ani, în care fac următorul lucru. Odată întreabă niște experți în domeniul SEO, care sunt factorii care determină ca un site să fie mai sus sau mai jos în Google. Și astea sunt rezultatele la întrebare respectivă. Și mai iau ei o chestie, iau un crawler, un roboțel care intră din pagină în pagină pe internet, și crawlerul respectiv le dă niște informații și pot să vadă, ok, site-ul ăsta apare pe locul 1 la căutarea SEO și în același timp are 100 de share. Înseamnă că e o corelație între share-urile de pe Facebook și faptul că e pe locul 1. Și fac niște analize de genul ăsta. Acum, aici e doar rezultatul la sondaj, dar luați asta cu mare... mare semn de îndoială. Că aici ai întrebat niște oameni și au dat părerea. Și încă o chestie, corelația nu înseamnă cauzalitate. Adică, eu pot să am un link și să am 100 de share-uri și să fiu pe locul 1, dar nu înseamnă neapărat că pentru că am 100 de share-uri am ajuns pe locul 1. Poate am 100 de share-uri, dar în același timp am link-uri din alte părți, poate oamenii stau pe site-ul meu, poate m-au trimis pe e-mail. Adică sunt și alți factori și poți să am 100 de share-uri pentru că sunt popular într-adevăr, dar nu pentru că am 100 de share-uri sunt pe locul 1, ci faptul că sunt popular determină și că am share-uri și că sunt pe locul 1. Ok. Și în principiu sunt patru elemente. Vreau să vă zic de 3, dar partea cu accesări e cea mai tare. O să încep cu ultima. Și o să vă întreb ceva. Deci, contează două lucruri. Unu, cât de mulți vizitatori accesează site-ul tău? Și doi, cât de mulți stau vizitatorii pe site-ul tău? Acum, întrebare. De unde știe Google răspunsul la chestia asta? El trebuie să aibă o metodă cât mai replicabilă, adică să aplice tuturor, că așa poți găsi excepția. Dar, în principiu, el să știe despre majoritatea site-urilor cât de mult stau oamenii pe ele. Da, criteriul e bounce rate, ăla e criteriul, ăla e elementul care interesează. Dar cum îl măsoară? Adică de unde știe Google că eu am intrat pe un site și cât am stat după care am ieșit? Asta e întrebarea. Câte clicuri dai
duci din articol în articol? Clicul măsoară jumătate din problema. Adică eu mă duc la Google și caut SEO și am făcut click pe un rezultat. Și el poate să vadă cât de clicat e rezultatul. Dar asta e... Așa, de unde știi asta, ce am făcut pe site? Din cookies? Nu, pentru că cookie-urile ar trebui să fie plasate de Google. Și Google poate... Deci, da. Eu dacă am un site, eu pot să pun cookie-uri. Cookie-urile înseamnă, mă loghez la un site, mi se plantează un cookie și când intru din nou pe site-ul respectiv, site-ul ține minte că sunt logat și nu mai pune să mai loghez a doua oară. Ăla e rolul foarte util al cookie-ului. Sau adaug un produs în coșul de cumpărături, ies de pe site și intru peste 30 de zile. Produsele au rămas în coș datorită unui cookie. Ăsta e cookie-ul. Acum, Google ar vrea să pună un cookie la mine în calculator și să știe ce am făcut pe un anumit site. Dar nu poate să facă asta din motive tehnice. Vreau să nu-i permite ca Google să planteze un cookie la mine în calculator să știe ce fac eu pe site. Poate să planteze un site, poate să planteze un cookie și să mă țină logat în Google. Asta da, poate. Dar nu poate să mă monitorizeze ce fac eu pe alt site. Ok. Ne facem asta de aici. Caut SEO, fac click un rezultat, ajung undeva și Google, în momentul ăla, poate să vadă niște lucruri conform Google Analytics. Dacă eu am Google Analytics pe site, teoretic Google vede. Practic, ei spun foarte clar că nu amestecă lucrurile. Adică ei spun, noi avem acces la Google Analytics, am putea să ne uităm la tine în statistici, să vedem ce fac oamenii la tine pe site, dar nu facem asta. Îi dau Google Analytics gratuit și afirmă foarte clar și răspicat că nu folosesc datele respective pentru a monitoriza, pentru a vedea bounce rate-ul, ce fac pentru la mine pe site. Ei spun că nu se uită la datele respective. În schimb, poate să vadă altceva. Am făcut click pe rezultatul ăsta, m-am uitat și îmi dau seama că, din motive variate, nu-mi place. Eu dau back în momentul ăla și mă întorc la rezultate. Și Google poate să vadă asta. Deci poate să vadă că am făcut click, am intrat, am stat un număr de secunde și îl măsoară foarte exact și m-am întors în Google. Și asta e o chestie foarte tare cu accesări. E mai puțin populară, dar e un aspect important, pentru că în felul ăsta tu poți să ajungi să ai un site pe locul întâi și Google zice, ok, te-am pus pe locul întâi datorită unor criterii. Dar tu nu meriți să fii acolo, pentru că oamenii intră și sunt nemulțumiți. Da. Nemulțumiți. Am o întrebare. Da. Intră și ăsta, de exemplu, dar ai mai multe taburi în aceeași schemă cu care cum merge ăștia când fiți la luz? Sau, de exemplu, intri pe un... Vezi pe Facebook un link, dai click, intri pe linkul respectiv, nu-ți place și închizi tabul respectiv. Tot așa se ia în calcul sau ia de... Nu eu pot să caut aici și pot în loc să fac click pe rezultat, să dau să se deschidă în tabul. Nu are nicio informație. Deci eu, dacă am deschis tab, history-ul se aplică doar pentru tabul curent. Dacă am deschis într-un tab curent, nu pot să dau back. Pentru că pot să închid doar tabul. Ce poate să vadă în cazul ăla este... Eu am făcut click pe 5 rezultate, le-am deschis, m-am uitat peste ele, le-am închis pe toate și mă duc aici la pagina 2. Asta poate să vadă, dar nu poate să vadă individual pe cele 5 taburi pe care le-am deschis, unde m-am întors. Și nu se întâmplă. Nu poate să se întâmplă. E tehnic imposibil. Nu are cum să-și dea seama. Ok. Sunt în principal... Ăsta e o chestie mai specială, mai particulară cu accesare. Dar în principal sunt 3 criterii. Pentru că ăsta, ca să-l modifici pe ăsta, trebuie să-ți faci site-ul să ține de uzabilitate mai mult de SEO. Adică dacă eu am un site pe tema SEO, chiar trebuie să fiu relevant pentru partea asta, oamenilor să le preocupe design-ul, să fie încântați de ce văd. Și asta ține mai puțin de SEO. Dar e și ăsta un criteriu. Dar în principiu sunt 3. Aici sunt cei de la Moz care comentează rezultatele și zic așa. Astea de aici, page level și domain level, sunt două criterii. Zic, cum îmi fac eu site? Și e legat de ce s-a spus aici. Dacă am un site pe tema SEO, pot să am o pagină în site pe tema link-urilor. Și domain level înseamnă că tot site-ul trebuie să fie relevant pe tema SEO, optimizare pentru motor de căutare, și pagina care este page level, trebuie să fie relevantă pe tema link-urilor. Deci sunt două criterii diferite. Gândiți-vă la Wikipedia. Wikipedia, în ansamblu, are anumite caracteristici și un articol are anumite caracteristici. Dacă eu scriu un articol pe tema unui medic faimos în Wikipedia, Google o să zică, ok,
Pentru că tu stai foarte bine la nivel de domeniu, adică Wikipedia e un site relevant, e util, e folosit foarte mult, eu nu trebuie să demonstrez foarte multe la nivel de pagină. Adică pagina despre medicul respectiv ajunge să fie foarte bine poziționată în Google, pentru că stau bine la nivel de domeniu. Invers, eu pot să am un site care abia l-am lansat și scriu și eu un articol despre un medic. Site-ul meu e complet necunoscut, dar articolul despre medicul pe care l-am scris eu devine brusc viral. Toată lumea îl partajează și îl trimite mai departe. În cazul ăsta, mă trage în jos faptul că site-ul meu n-a făcut mare lucru până atunci, dar mă crește foarte mult că la nivel de articol, lucrurile stau foarte bine. Link-urile sunt cel mai important element on page. Deci, de asta am blocat cea mai mare parte a prezentării mele. Link-urile sunt cel mai mare, cel mai important element on page. O să discutăm mai mult despre ele în prezentare. Contează foarte mult ca un site să aibă link-uri și contează link-urile iarăși domain level, adică dacă tot Wikipedia în ansamblul lui are link-uri către el, și page level, adică un anumit articol dacă are, reușește să strângă link-uri. Și în fine, prezența pe rețele sociale. Prezentarea mea va fi în special pe tema link-urilor și voi vorbi un pic despre optimizarea on page. Partea cu accesările, cam asta a fost tot ce v-am zis, asta vă voi zice astăzi. Și pe tema rețelelor sociale o să am doar câteva puncte. Ok. Am scris în slide următor că este relativ dificil să faci un speech pe tema SEO fără să... Deci, așa. On page, cum îți faci site-ul, lucrurile sunt clare și stabilite și lucrurile sunt deja stabilite. Ok. Hai să vă trec mai mult. Deci, ignor slide-ul ăsta din urmă să plăcește și nu e atât relevant. Bun. Expertiza mea, am vorbit despre asta. Taia mea. Google a tot evoluat. Aici vedeți pe un grafic lucruri pe care le-a adăugat Google. Și foarte relevant este, de exemplu, Universal Search. Adică înainte de asta mă duceam la Google și scriam harta sector 4 și trebuia să mă duc la Maps ca să văd harta sector 4. Sau scriam videoclip cu cum îți aranjezi cravata și trebuia să te duci pe videos ca să-ți arate rezultate. Când a apărut Universal Search, ți le-a pus pe toate într-un singur loc. Și au tot avut tot felul de schimbări. Un lucru de observat și se aplică și în ziua de azi, este că la început schimbările erau destul de rare și aveau un impact, dar nu erau atât de puternice. Și în ultima perioadă schimbările au căpătat și mai mare importanță, schimbări puternice, și au o frecvență mult mai mare. Ce înseamnă asta? Înseamnă, de exemplu, că dacă înainte erau căutai, aici scrie Service Sector 4 sau ceva de genul ăsta. Și obțineai niște rezultate, atât. Acum obții o hartă pe care îți arată niște servicii din sectorul 4 și îți afișează și niște rezultate care ăsta îți aplică alte reguli. Deci ca să apar pe hartă aici, nu ți aplică aceleași reguli ca să apare rezultatele organice și ca să apari cu firma ta aici, nu ți aplică aceleași reguli ca aici. Și atunci asta schimbă cumva regulile jocului. Încă un aspect. Cauți pay-per-click, care înseamnă reclame plătite. O să vorbească Cristian Ignat pe tema asta. Ok. Asta e rezultatele din cauza Google pay-per-click. Asta e rezultatul nostru și prin ce este în evidență e că sunt sigur că ați mai văzut. Apare o poză și link la un profil de Google Plus și zice că e nu știu câte cercuri și zice numele persoanei. Și dacă mă uit la lista asta de rezultate, mă face să fac click mai ușor pe chestia asta și mă afectează. Adică chiar dacă e pe 3, are o importanță mai mare decât alte rezultate din pagină prin faptul că am o fotografie și îmi spune niște lucruri despre ea. Și faptul că Google evoluează, mi afectează cum fac SEO. Google modifică și cum se uită la SEO. Și dacă la început schimbările erau rare și foarte puternice, a schimbat ceva în 2000, nu știu cât, ce algoritm, toată lumea ține minte schimbarea respectivă, în ultima perioadă schimbările au devenit mult, mult mai frecvente și mai puternice. Adică la început erau rar, puțin și cu mic impact și acum sunt foarte frecvente și foarte dese. Și asta schimbă iarăși regulile jocului. Bun. Și acum o să
Dacă o să faceți SEO, o să aveți întrebarea asta de foarte multe ori. Funcționează metoda sau practica X în SEO? Și răspunsul este că depinde cărei perioade ne adresăm. Depinde dacă te adresezi în Google cum era în 97 și multe din practicile din SEO care sunt în zona întrebărilor sunt în perioada asta, 2001-2005. Când atunci începeau să fie descoperite și o perioadă mergeau. Și la un moment dat Google lansa un algoritm care le oprea. Dar în perioada asta, 2001-2005, s-a scris despre ele și au devenit cunoscute. Și sunt și cărți, și sunt și articole, și sunt multe lucruri pe internet care fac lucruri respectiv. Mai rău, sunt oameni care încă le practică în bună știință de cauză și se duce la un efect de autopropagare. Există un tag meta keywords care e complet inutil de prin... are ani buni de când nu mai e util. Dacă vă uitați în codul sursă al unor pagini, o să vedeți că încă e foarte popular. De ce? Pentru că eu mă uit la competiția mea și văd că ei și-au pus. Și ei stau mai bine ca mine. Păi dacă ei stau mai bine ca mine și au meta keywords, poate să-mi zică Google, clar că ei nu mai folosesc. Eu voi face ce-a făcut competiția, că lor le merge, că știu ei ceva. Atunci se autopropagă. Atunci întrebarea, funcționează tactica X în Google? Funcționa acum câțiva ani, acum probabil nu. Și e o chestie care se aplică de foarte, foarte multe ori. Și o să am în prezentare greșeli frecvente în SEO. Și majoritatea dintre ele se aplică... Nu mă vedeți, nu? Nu, e ok. Bine. Voi vorbi despre cum să le obții, ce ar trebui să faci ca minim, o eroare frecventă, niște șmecherii și nuanțe. Cum obții din mari? Persoasiune. Cum? Persoasiune. Să faci niște site-uri pe care, de la care îți vei trimite link-uri. Da, n-am... O să am un slide special cu ce ai spus acum. Nu. Era o vreme când mergea foarte bine ce spui tu. Acum, nu. O să am un guest post. Da. Sau o servicii care să fie promovate. Sau recuperi bine. Ok. Transcrie pe antele plista. Hai să vorbim cu nuanță. Deci... Ai zis de guest blogging, da? Guest blogging înseamnă că... Guest blogging a fost guest blogging într-o pagină de top. Mă întorc unde eram, dar vreau să lămuresc asta. Ok. Guest blogging înseamnă că eu am un... Vreau să scriu un articol la cineva pe site și mă duc și îl întreb. Hei, n-ai vrea să mă lași să public un articol la tine pe site și în schimbul acelui articol doar să mă lași să-mi pun numele în semnătură? Și întrebarea e, funcționează asta sau nu? Și răspunsul e că există niște nuanțe. Adică, dacă mă duc la un site mare, cu mare autoritate, care e foarte selectiv în a alege articolele respective și publică numai niște chestii de top, care la rândul lor, în general, devin populare, dacă fac asta, pot să fac asta inclusiv repetitiv, doar că e foarte, foarte greu să faci lucrul ăsta. În schimb, dacă mă leg, văd, iau o listă de 100 de bloggeri și văd că 50 dintre ei publică guest posturi. Mă duc la toți și le spun, uite, vreau să public articolul ăsta la tine. Și la unul dintre ei le zic, uite, l-am mai publicat pe 3 bloguri, dar vreau să-l pun și la tine încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, pentru că am mai strânge niște link-uri. Și n-am niciun criteriu în alegerea bloggerilor și ei n-au niciun criteriu în a mă alege pe mine. Și mai pun și conținut duplicat, dacă fac toate astea, asta e o recipe for disaster. Nu funcționează. Deci există, poate să funcționeze guest blogging-ul dacă îmi aleg lucrurile de calitate și poate să nu. Și chestia asta e o chestie foarte nouă. Din 2014 a apărut schimbarea respectivă. Și întrebarea e, funcționează metoda? În 2013, în decembrie, da, funcționa aproape întotdeauna. În 2014 au apărut nuanțe. Și cam așa apare SEO, cam așa se modifică. Apar nuanțe. Ok. O metodă de a obține link-ul este persoasiune. Ai un cerc de prieteni și apelezi la ei, prieteni cunoștinți, apelezi la ei să obții link-ul. Problema e că în online e mult mai ușor să spamezi decât să... Deci, dacă în viața reală poate ai avea o dificultate să-i spui cuiva care, uite, vreau să-mi dai un link, poate ai avea dificultăți să pornești discuția asta, pe online e foarte ușor. Trimiți un e-mail, îl ignoră sau nu. Și ușurința care poți să spamezi face ca practica asta iarăși să primească niște
mesaje de opcie negative. Pentru că dacă am primit alte 5 cereri și tu ești al 6-lea și știu cam despre ce e vorba, e probabil să te, să-ți resping cererea. O altă metodă de a obține link-uri e să am un produs de top. Wikipedia face asta. Sunt articole, lucrează oamenii voluntari, le publică, sunt în general de o calitate, un anumit standard, nu neapărat de top, dar e un standard destul de ridicat. Pot să fac asta cu site-ul meu, de exemplu, dacă fac un site foarte aspectuos, are un design foarte bun și mă înscriu la o competiție de design. Obțin niște link-uri care sunt valoroase. Poți să intri în... Deci, tot legat de persoasiune, aici era pe baza faptului că ai o relație cu persoana respectivă. Aici creezi relația respectivă. Uite, am văzut că ai un site, nu vrei să pui un link către mine și te-a pus și... Nu vreau, dar uite, aș vrea să am nevoie de asta. Poți să mă ajuți și faci un serviciu ca să obții un beneficiu în schimb. Ok. Să zicem că cineva ți-a dat un link și tu ți-ai schimbat site-ul sau... S-a schimbat URL-ul articolului, ai modificat articolul. Sau ai un articol care e și mai relevant acum. Poți să-l contactezi și să spui, uite, am văzut că ai dat link. Nu vrei să modifici resursa respectivă? Sau eu aveam la mine un articol pe tema cum trimiți SMS-uri gratuit. Și un articol foarte vechi. Din când în când mă contactează pe cineva și îmi spune, uite, vreau să adaug din resursa respectivă și metoda mea de a trimite SMS gratuit. Și e o mare probabilitate ca eu să-i accept cererea respectivă, pentru că ajută articolul. Deci se potrivește foarte bine nevoia mea de a obține link cu nevoia persoanei care a compus articolul și care vrea să aibă o listă cât mai cuprinzătoare cu resurse. O mare parte din procesul de link building înseamnă muncă. Adică, pe rețele sociale trebuie să te duci acolo și să faci niște activități. Și sunt, la un moment dat, sunt repetitive și trebuie să le faci în continuare. Să produci conținut. Așa am făcut la lumea SEO.pc. Am făcut o comunitate, după ce aveam prezentări, puneam toate frumulețele, le puneam pe internet, puneam prezentările pe internet, puneam fotografiile pe internet. Și am făcut asta de zeci de ori. Și la un moment dat am obținut link-uri pe partea asta. Că vine cineva și zice, uite, vrei să vezi prezentarea mea? Intră pe site-ul lumea SEO.pc și o să vezi. S-a zis mai devreme de link-uri cumpărate. Aici sunt niște nuanțe, în sensul că dacă site-ul respectiv de pe care vrei să cumperi un link a vândut foarte multe link-uri anterior, tu o să fii acolo să cumperi link de pe un site care are o practică în domeniul respectiv. Și nu vrei să faci chestia asta. Pentru că Google poate să detecteze asta în mod automat. Dacă însă poți să faci o sponsorizare, poți să sponsorizezi un eveniment și despre evenimentul respectiv o să apare comunicat de presă și o să scrie în presă și poate o să scrie niște bloggeri despre evenimentul respectiv și o să fie link-uri, uite, sponsorii evenimentului. Și așa obții un link pe care l-ai plătit, dar cu toate astea este ok. Dacă aveți întrebări, n-am discutat despre toate lucrurile, dar dacă aveți întrebări. I-am zis mai devreme de faza cu site-urile, cu blogurile pe care le poți face și să-ți trimiți link-uri ție. Da. Și chiar am citit, adică multe fapte sunt la un training pe tema asta și practic așa ne învață să facem. Bun, am înțeles greșit afirmația ta multe mai devreme. Ce înțelesesem mai devreme, îți spun care e practica și ce spui tu de fapt. Practica e, eu am un site și vreau să obțin niște link-uri. Și în loc să obțin link-uri de la niște locuri care sunt dubioase, să fac eu spam, să fac directoare, să nu știu ce, îmi fac niște site-uri, spamez cu ele pe internet și după aia site-urile respective duc link către mine. Și în felul ăsta, domnule, am link de la site-uri spam, dar nu le am direct, eu le am de la ăștia. Și ei nu știu ce au făcut, dar ei au încredere în mine. Și atunci cumva crește cercul. Adică nu-mi dă... Hai că am complicat lucrurile. Deci, asta era situația inițială. Da, să obțin, ăsta e site-ul meu și în loc să obțin niște link-uri de la directoare web, mă apuc și îmi fac niște site-uri și obțin link-uri către ele și apoi ele au link către mine. Și cumva, directoarele web nu au un link direct către mine, ci au prin ele. Asta e o practică care nu merge.
Ce ai spus tu însă e, ok, sau am înțeles eu, e că îmi fac un site, efectiv, de exemplu, am un site de magazin de care vinde ceva și pot să-mi fac un blog. Și blogul are link la mine. Ăla mă ajută. Pot să-mi fac o prezență pe rețelele sociale și la un moment dat prezența respectivă să aibă link către mine. Mă ajută. Deci asta e o parte care este utilă și am înțeles în greșit. Asta nu e o practică pe care trebuie să o mai fac. Și iarăși, metoda asta funcționa acum ceva timp, acum nu mai funcționează. N-am nicio întrebare. Dacă ascultăm site-urile cu Bitly sau Google, mai funcționează? Mai sunt relevante? Prima chestie sau, particula aia sau. Adică există Google, există Bitly, există TinyURL și există o listă lungă de astfel de site. Unele dintre ele nu transmit valoare. Adică dacă îți dau ție un link cu Bitly, e posibil să transmită valoare sau nu. Există o tabelă pe tema asta, nu le știu pe de rost. Știu sigur că Google, pe care folosesc eu, transmite valoare. Dar sunt alte site-uri care nu. Cred că și Bitly transmite. Dar în lista de foarte multe URL shortener care există, unele dintre ele transmit, altele nu. Apoi, întrebarea e dacă transmit 100% valoare. Nu. Transmit aproximativ 70% în perioada imediat creării și după un an de zile, aproximativ 60%. Adică eu dacă îți dau un link și vreau să te ajut, e de preferat să-ți dau link direct, chiar dacă ți-l dau scurtat, chiar dacă transmit valoare, îmi transmit doar o parte din ea. 70% din valoarea lui. Da. În general este dificil să obții link-uri. De ce? Este foarte ușor când faci link building să vorbim despre, să ajungi la ce s-a discutat inițial, despre white hat, black hat și grey hat. E foarte ușor când obții link-uri să încerci să automatizezi procesele și atunci o să încerci să manipulezi și să obții efecte negative pe termen lung. E posibil ca dacă înscrii site-ul în directoare să obții niște rezultate pe termen scurt, o lună, două, trei, patru, dar pe termen lung să te afecteze. Și atunci, prima problemă a manipulării e că manipulare înseamnă comentarii pe bloguri, directoare web, cumpărarea de link-uri, hacking de site-uri, nu știu. Obții niște rezultate o perioadă, dar pe termen lung te afectează. Și atunci asta nu e ok. O altă metodă este, hai să facem convingere în masă. Problema e cum convingi foarte mulți oameni să-ți dea link. E foarte greu să scalezi. Și poți să scalezi. Poți să ai 3 oameni care continuu să întrebe pe alții dacă îți dau link și să-i convingă să-ți dea link. Ai niște costuri cu chestia asta. Și în fine, cum am făcut la lumea SOPC, producere de conținut. Facem la fiecare ediție video, prezentări, fotografii. Și faci asta de foarte multe ori. Dar e un efort costisitor. Deci, în primul rând, ai niște costuri. Și atunci, fiecare dintre costuri are anumite aspecte. Și vorbim puțin despre interesul Google. Google obține 99%, ceva genul ăsta, din venituri din AdWords, din reclamele plătite. SEO-iștii, ca mine, vin și spun, uite, hai să încercăm să manipulăm rezultatele și în loc să tu să dai bani la Google să apare în reclamele din dreapta, dă mie banii care i-ai dat la AdWords și te aduc eu mai sus aici. Și atunci vine Google și zice, eu dacă te las pe tine să-ți faci treaba SEO-ist, tu mi-ai din banii mei. Și atunci e un interes foarte clar aici, nu înseamnă că, eu doar spun că există un interes, nu spun ce se întâmplă efectiv. Dar spun că e un interes ca Google să lovească interesele SEO-iștilor pentru a obține profit pe tema AdWords. Până că am dat și răspuns. Bun. Ce ar trebui să faci ca minim? Deci să zicem că un magazin online, un site de prezentare, un magazin online. Ce ar trebui să fac ca minim? Ca să mă promovez, ca să... Poate să fie orice. Am un magazin online, doar atât, un magazin online. Ce ar trebui să fac ca să mă promovez? Rețele sociale. Da, asta e unul. Prieteni. Cuvinte cheie. Da, și cuvinte cheie. În conținut și unde scrie la produs sau un pe pagina tot magazin. Pay-per-click. Da, dar nu e neapărat minim. Te ajută? Da, asta e de obicei inclusă în pagina de, în site de prezentare sau în magazin, ar trebui să fie inclusă, pagina de about și contact. Da, e utilă și n-am precizat acolo, ba da, am zis. Okay. O să discut despre asta. În
principiu, efectul diacriticilor asupra SEO este 50-50. Te poate afecta în sensul că poți să ai diacritice care nu se afișează bine și asta te afectează negativ. Și te poate afecta pozitiv dacă vizitatorilor tăi le place să citească textul cu diacritice. E tricky, dar nu e atât de important încât să zici, domnule, nu vreau diacritice, că mă ajută la SEO. Nu e atât de important. Deci, dacă ați avea un magazin online, în afară de rețelele sociale, ce ați face? Un blog. Ran Fishkin, eu la mine fac un spune că minimul pe care ar trebui să facă orice deținător de site ar fi cele două lucruri. Prezență pe rețelele sociale, care îi se potrivesc cu domeniul respectiv și un blog. Odată ce ai un blog, poți să automatizezi lucrurile în sensul că poți, dacă ai un blog, să trimiți un newsletter foarte ușor. Există pe MailChimp, RSS to email și ai blogul, îți generează automat un RSS și poți trimite automat newsletter și totul se face automat. Deci în momentul în care ai blog, ai de fapt și newsletter, ai și rețele sociale. Și ar trebui să te ajute lucrul respectiv. Fac clienții potențiali ai celor care cumpără link-uri foarte mult chestia asta? Nu. Adică chiar minimul acesta nu este făcut de foarte mulți oameni. Metoda de a obține link-uri. Mă gândesc la un exemplu, dar nu vin. Să zicem că am un magazin online. Și vreau să... Dați-mi un exemplu, dați-mi o nișă, ceva. Papuci? Okay. Am un magazin... Papuci de purtat sau pantofi? Încălțăminte. Am un magazin de încălțăminte. Și... vreau să vând. Și am zis că ok, hai să fac o resursă. Pot să fac un blog, pot să fac un infografic să compar diferite papuși, pot să fac un studiu. Oamenii din Oltenia, din Moldova, din așa, nu știu ce pantofi poartă. Pot să zic că în 2014 sunt niște trenduri pe culori. Pot să fac tot felul de lucruri de genul ăsta care chiar au un lucru util. Și să găsesc niște resurse utile, să produc conținut util, ce ar interesa pe cât mai mult. Și fac conținutul ăsta. Și apoi pasul 2 este să mă duc să spun la cât mai mulți. Uite presă, uite ce studiu am făcut noi. Nu există așa ceva în România, e specific pentru piața locală, e unic. Scrie ceva despre noi. Uite blogger, am văzut că tu scrii despre modă. Nu te-ar interesa să scrii și despre asta? Că chiar e pe nișa ta. Și te apuci și promovezi chestia asta cât mai mult. Și la un moment dat asta devine virală și pasul următor e că oamenii o să citească articolul tău despre tema respectivă și o să intre, uite ce articol interesant. Hai să cumpăr niște papuși de la omul respectiv. Și ăsta e mecanismul. Tot, deci, găsiți aici tot ce am zis aici. Ok. Și ăsta e mecanismul. Și aparent așa funcționează. Doar aparent, pentru că oamenii nu merg de la pasul 1, la pasul 2, la pasul 3. Prima problemă apare în viralitate. Adică tu poți să scrii un articol care în momentul când l-ai scris, ți-a părut foarte interesant că ai făcut o comparație între culorile pantofilor și regiunile țării, dar în momentul publicării, oamenilor să nu se pare așa de interesant. Atunci, o primă problemă e că nu devină foarte viral. Dar produci un alt conținut, un alt conținut și la un moment dat, unul dintre ele o să devină viral. O altă problemă e că chiar dacă ai un conținut de calitate, care a devenit viral, și care oamenii chiar îl citesc, ei nu cumpără la prima interacțiune cu brandul tău. Adică, da, am citit articolul, e prima dată când aud de brand, ok, au reținut, nu cumpăr de la ei. Mai trece ceva timp, mai apare un articol, îl mai citesc și pe acela și nici acolo nu cumpăr de la ei. Și de obicei se, nu știu, diferă, bineînțeles, la brand la brand, dar poate fi între 5 și 10, dau un număr, dar nu e o chestie exactă. Dar în orice caz, nu este la prima interacțiune, adică am citit un infografic, mi s-a părut foarte bine realizat, mi-a plăcut foarte mult, hai să-mi cumpăr Adidas ca să recompensez pe cel care a făcut infografic. Lucrurile nu funcționează așa. Obișnuiesc cu brandul, citesc, intru pe site, mai trece ceva timp, mai citesc un infografic și se repetă procesul ăsta de mai multe ori. Că vreau să zic ceva. Nu mai știu să... asta era ideea principală, dar mai vreau să zic undeva, dar nu mai știu. Ok. Lumea SEO pe ce? Trebuia să ne facem pagina de Facebook sau user sau grup. Și inițial am zis,
asta se întâmpla prin 2009, ceva ce asta, hai să facem user, utilizator pe Facebook, că putem adăuga prieteni. Mi se părea foarte... Și asta era o mică șmecherie. Facebook îți spunea să faci pagini. Dar la momentul respectiv, în 2009, erau și alte branduri care își făceau user. Și era, ok, e o șmecherie, dar toată lumea o face. A trecut ceva timp și început să apară paginile din ce în ce mai pronunțate. Și toată lumea își făcea pagini, nu mai făcea nimeni user și noi rămăsisem userul lumea să OPC și hai să fii prieten cu lumea să OPC. Și era ciudat. Și ok, hai să convertim pagina, să convertim userul în pagină. Dar ne-am dat seama în momentul ăla că nu mai putem comunica cu audiența noastră și am făcut tot în momentul în care am făcut schimbarea, am făcut și un grup. Și schimbarea a venit foarte bine, în sensul că în momentul în care am făcut user, am putut adăuga și ne-a fost util să adăugăm noi prietenii. Când am ajuns ceva atracțiune, am ajuns la vreo 400 de oameni, când am convertit la pagină, ne-a fost mult mai ușor să creștem. Și pentru că în momentul în care am făcut trecerea de la user, am făcut și grupul în același timp, comunitatea s-a strâns pe grup. A trecut ceva timp și Facebook a început să lovească din ce în ce mai mult în pagini, în scopul de a obține profit. Acum, dacă eu am o pagină și public ceva pe pagina mea, de pagina mea, eu o dețin, eu am creat-o, au dat 500 de oameni like, nu o să vadă, chiar dacă eu public o știre, nu o să vadă 500, o să vadă între 10 și 20%. Pagina mea, oamenii mei au dat like, 15% dintre ei văd ce am postat. E foarte dramatic. În schimb, pentru grup, nu există chestia asta. Și acum, care e morala la povești? O să încerci să faci o șmecherie. Dom'le, nu facem pagină, facem user. Și după ce am făcut user, chiar dacă avem pagină, acum face și în grup. Și poate funcționa. Dar poate, la un moment dat, Facebook va lovi în grup în așa fel încât pe noi să nu ne ajute foarte mult. Nu știu, estimez. Acum, dacă mă întreabă cineva ce să-și facă, eu îi spun că dacă audiența specifică a site-ului respectiv permite să-ți faci grup, adică dacă am un site de pantofi, nu o să, foarte probabil n-am o audiență așa de bună încât să vorbească între ei și să vrea un grup. Dar există comunitatea celor pasionați de aeromodelism. Dacă am un site pe tema asta, pot să fac grup și mult mai bine. Dar poate la un moment dat Facebook va lovi și în grup. Nu știu. Ideea e că în SEO apar șmecherii. Și la link building, uite, am găsit eu nu știu ce metodă care merge și de care Google n-a auzit. Problema e când Facebook lovește în pagină, la un moment dat Google va lovi în șmecheria ta și atunci te va afecta. Și n-am o soluție, dar întotdeauna când afli, uite, metoda asta e cea mai bună în SEO. E bine să ai o doză de scepticism, pentru că nu sunt neapărat cel mai eficient. Ok, mai am înțeles. Cât timp mai am? Ok. Bun. Știți ce e team content? Team content înseamnă eu am un site de pantofi și hai să mă apuc să produc conținut. Și ce pot să scriu despre pantofi? Am un articol bun, două, trei, dar la un moment dat vreau să scriu în fiecare zi trei articole pe tema pantofilor. Și mă apuc și scriu. Și la un moment dat mă apuc să scriu incredibil de prost. Mă apuc să scriu incredibil de prost în scopul de a acoperi absolut toate cuvintele pe care le-ar putea introduce cineva pe tema pantofilor. Și scriu pur și simplu ca să abordez orice temă. Și există site-uri care tratează absolut orice temă la o calitate foarte slabă. Și ăla se cheamă team content. Să faci un conținut foarte, foarte prost, special pentru Google. Un aspect al acestui lucru e că am întâlnit în unele situații în care oamenii așa scriu ei. Adică ei nu pot să scrie mai bine. Și atunci regula spune să nu-ți faci team content, dar dacă tu asta poți să faci, fă team content, dacă asta e tot ce poți să faci. Am zis despre sponsorizare de evenimente. Directoare web. Știți ce e directoare web? Directoarele web sunt în principiu niște chestii făcute să fie spamate. Deci era... Scopul lor inițial pentru care există, au fost făcute să fie spamate. Și ca să facă și niște bani, îți cer niște bani ca să te pune mai sus în listă. E cu absolut o aberație, n-am niciun rol, sunt complet inutile. Unul dintre ele însă chiar merge bine și se cheamă The Most și dacă trebuie să te înscrii într-un director web, te înscrii în The Most și cu asta se termină cu toate. Mai există ea cu directorii, dar costă $200 să se uite la site-ul tău pe an. Deci doar se uite, nu înseamnă că te aprobă. Și în fiecare an le dai $200 să se uite la site-ul tău, dacă vor te aprobă. Și sunt, știu, oameni care s-au înscris, dar mă rog. Directoare locale. Dacă e un site
un director web care se adresează, uite, eu am un site în Călăraș, nu știu ce pe acolo. Și eu am un... Asta e directorul web din Călăraș. Eu am un site în Călăraș. Are sens să mă înscriu un director web din Călăraș, chiar dacă e director web. Și atunci când auziți, ok, în SEO nu instruiește directoare. Trebuie să cauți toate nuanțele, pentru că de obicei lucrurile nu sunt atât de simple, ignorăm toate directoarele. Și poate am un site de turism și există un director web pentru turism, dar un director web bun. Adică nu aprobă orice chestie care are legătură cu turism. Și dacă găsesc asta, are sens să mă înscriu într-un director care e de calitate. O să ai comentarii pentru spam, adică mă apuc și scriu pe toate blogurile pe care le găsesc și scriu acolo trei rânduri și pun link la site-ul meu. Sau pot pur și simplu să comentez normal, dar să fac asta foarte mult. Și nu este nicio problemă. Și atunci, nu e greșit să comentez la alții pentru site-uri, e greșit să faci asta într-un mod evident spam. Adică, în loc să-mi aleg 20 de site-uri pe care să comentez frecvent și să scriu și să tot postez, mă apuc și postez pe 500 de site-uri ca să am o varietate cât mai mare. Partea a doua e mai puțin utilă. La fel cu forumurile. Decât să-mi aleg 10 forumuri pe care pot să scriu foarte, foarte puțin pentru că sunt prea multe, mai bine îmi aleg două pe care îmi fac un profil și contribui constant. Și chiar dacă mă ajută mai puțin că am doar link-uri de la două site-uri, era mult mai bine să am link-uri de la 10. Dar dacă chiar fac o chestie utilă și profilul meu devine cunoscut și oamenii vorbesc cu mine și am o comunitate și nu știu ce, scopul ăsta mă ajută foarte bine și lucrul acesta mă ajută foarte bine. Și auzi chestia asta, nu posta pe forumuri. Nu e greșit să postezi pe forumuri. Aici două dintre ele care sunt cele mai relevante și cu o activitate utilă și te ajută lucrul ăsta. Iarăși cu rețelele sociale. Era o vreme, hai să facem conturi pe toate rețelele sociale posibile pe care le găsim și sunt liste exhaustive, sute și mii de rețele sociale de pe internet și la fiecare de rețea socială te întreabă care e site-ul tău. Îți făceai contul, puneai site-ul și puneai o poză sau un link sau ceva, o chestie. Și asta era toată activitatea, să faci cât mai multe conturi pe cât mai multe rețele sociale pentru acel link pe care îl obțineai. Alternativa, alege câteva rețele, două, trei, cele mai relevante pentru tine și devine un cunoscut. Și asta te ajută. Și acum, toate astea sunt negative și toate astea sunt cel mult grehe, dar alții cer că majoritatea sunt poate. Și, practic, e același lucru. Adică și aici faci conturi pe rețele sociale, și aici de slabă calitate, și aici faci guest blogging. Dar contează nuanța cu care ai făcut lucrul respectiv. Ok, întrebare. Mi se pare destul de complicat, de exemplu, de stat de postare relevant și pe forumuri sau bloguri, de exemplu, pentru câte contribuții clienți vor să faci. SEO ce să faci bine în această perioadă. Nu mai știu, așa, aici. Cum am zis la tatima, eu aveam un site în Flash. Site-urile în Flash sunt foarte, foarte greu de modificat. Și atunci, on page, chestia asta, cum îți faci site-ul, nu făceam absolut nimic, că nu puteai să faci, că era site-ul în Flash. Tot ce făceam era obținere de link-uri. Deci aici am făcut doar link-uri. M-am dus la Webvertise, unde am făcut și link-uri și on-page. Și am făcut amândouă. Am devenit freelancer și în ultima perioadă fac doar on-page. E foarte greu ca o singură persoană, dacă n-ai angajați, să poți să gestionezi un număr mare de lucruri. O parte din ce am zis aici era lucruri pentru tine ca deținător de site. Adică dacă tu ai un site de pantofi, poți să ai... Tu ar trebui să știi care sunt cele două, trei forumuri care sunt chiar relevante pentru tine și pentru care merită să participi. Și poți să-ți aloci acolo jumătate de oră în fiecare zi, să le citești și dacă e cazul să dai un răspuns. Și tu ar trebui să știi lucrurile alea pentru tine. Dacă ar fi să reprezinți un client și ăla e clientul care se ocupă de pantofi, e foarte greu asta să faci asta pentru mulți clienți. Și e o problemă foarte reală și foarte pertinentă și nu poți să scalezi asta la infinit. Pentru că e pur și simplu un efort să te duci, să citești tot forumul, să citești toate noutățile și din când în când să produci o chestie utilă. E dificil. Și atunci răspunsul e că nu poți, trebuie să te limitezi la ce e cu adevărat relevant și să-ți cauți formurile pe care chiar merită și vrei să fii acolo.
Dacă vreți, domnul Paul, dacă nu mai vreți să începem. Stop.